Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Inițiatorul legii dării în plată, domnul deputat Daniel Zamfir, a venit în Făgăraș pentru a discuta în legătură cu stadiul în care se mai află această lege, cum ar putea fi ea pusă în aplicare pentru milioane de români, așa cum spune dânsul. Mai mult, își dorește să expună un punct de vedere cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Organizația Liberală de la Făgăraș, motiv pentru care l-am invitat în studio. Domnule Zamfir, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați venit la Făgăraș și primul lucru pe care v-am întrebat a fost cel legat de stadiul legii pe care dumneavoastră ați inițiat-o. În ce stadiu vă aflați? Am înțeles că aveți niște mici precizări de făcut. Ați ajuns până la premierul Dacian Cioloș cu această lege? Da, suntem pe ultima 100 de metri. Mâine, în comisia juridică, intră practic la vot. Deci, membrii comisiei juridice se vor exprima prin vot. Săptămâna trecută a avut loc tot la comisia juridică, joi, o dezbatere la care au fost prezenți cei trei viceguvernatori ai Băncii Naționale României, reprezentanța ai băncilor și reprezentanța ai asociațiilor de protecție a consumatorilor. A fost o dezbatere care a durat circa 4 ore. Sigur, cel puțin din partea băncilor și a Băncii Naționale, nimic nou. Din păcate, ei au venit cu aceeași teorie că băncile nu trebuie să împartă riscul cu clienții. Domnule Zamfir, cu ce incomodați? Pentru că v-am văzut la foarte multe emisiuni pe posturile, la ProTV v-am văzut, de ce nu, să nu spunem, la da, Realitatea TV, în multe locuri. Da. V-am văzut uneori singur expunându-vă punctul de vedere sau, mă rog, alături de alți invitați, dar v-am văzut și cu domnul Olteanu, pe domnul Mugurisărescu l-am văzut, am înțeles că cu dânsul ați purtat doar conversații pe rețele de socializare sau, mă rog, prin alte metode, scrisori sau așa mai departe. Domnul Mugurisărescu, am avut un dialog, ca să spun așa, la nivel instituțional. De fapt, dânsul m-a atacat în nenumărate rânduri, acuzându-mă fie că sunt populist, fie că nu înțeleg despre ce se întâmplă. Eu înțeleg foarte bine ce se întâmplă, doamna Palade. Înțeleg că legea asta e o lege de care au nevoie milioane de oameni în țara asta. Ce prejudicii aduce băncilor, cu ghilimele de rigoare prejudicii? Nu e vorba de niciun prejudiciu. Că e așa se exprimă. Băncile trebuie să înțeleagă, doamna Palade, că riscul trebuie împărțit. Pentru că nu poți să urmărești un om pentru un credit toată viața. Un credit pe care tu, bancă, l-ai dat și tot tu, bancă, ai considerat o ipotecă acoperitoare a valorii împrumutului. Adică eu cred în continuare cu tărie că într-un contract de credit riscul trebuie împărțit. Dacă omul își asumă riscul dobânzii, riscul devalorizării cursului valutar sau riscul că poate rămâne fără loc de muncă pe perioada derulării creditului, ei bine, banca trebuie să-și asume riscul ipotecii. Pentru că atunci când semnezi un contract de credit, banca îți trimite un evaluator, acel evaluator stabilește valoarea imobilului și în consecință banca îți acordă împrumutul. Ori tu ca client nu ai absolut nicio posibilitate să schimbi cumva vreo condiție, nici a valorii ipotecii, nici a condițiilor de creditare. Și atunci am spus, trebuie să împărțim riscul? Da, hotărât. Este un dezechilibru major în relația client și bancă? Este. Ei bine, de-aia trebuie să intervine Parlamentul României și să restabilească un echilibru între cetățean și bancă. Pentru că, din păcate, în ultimii ani de zile s-a constatat că băncile au folosit clauze abuzive, au introdus comisioane ilegale și, drept consecință, instanțele din România s-au pronunțat în peste 15.000 de cazuri, doamnă, au dat dreptate clienților, băncile au introdus comisioane abuzive. Sunt sute de milioane de euro, doamna Palade, pe care băncile din România trebuie să înapoieze oamenilor. Bani furați, practic.
rasele mulți dintre oameni nu știu, poate, pentru că nu s-au uitat peste contract. Da, și nu toți oamenii, au posibilitatea să dea băncile în judecată. Eu vă spun doar de cei care au dat, sigur că da, eu vă spun de cei care au dat băncile în judecată. Băncile trebuie să dea înapoi sute de milioane. Păi, e drept așa? Nu trebuie să intervine Parlamentul României, dacă nici acum. Când, doamna Palade? De mult vă zbateți cu această lege, domnule Zamfir. Vreau să facem o scurtă istorioară. Când a început totul și de ce nu? E interesant să aflăm și cum poate să aducă un deputat, da, o astfel de inițiativă legislativă în stadiu de lege promulgată. Da, după cum știți, în la primul mandat de parlamentar, sincer, nu mi-aș fi imaginat că atât de greu poate să răzbată o lege care nu, până la urmă, este în favoarea oamenilor. Că, fac o paranteză, asta este și marea supărare a băncilor, doamna Palade. E poate pentru prima dată când Parlamentul României legiferează în această materie a sistemului bancar pentru cetățeni și nu pentru bănci. Băncile obișnuite, ca tot ceea ce vine ca și proiect de lege în acest domeniu, să fie foarte bine avizat de bănci, ele să spună exact așa cum trebuie să arate legea. Ei bine, eu am zis că nu. Și am gândit un proiect de lege în favoarea oamenilor. Dar ați venit întrebat, pas cu pas, ați mai tot modificat. Dar până acolo mai e. Vă și spun unde am ajuns și ce modificări se intenționează să se aducă față de felul în care s-a votat legea în noiembrie anul trecut. Spuneam, am început, dacă mi-aduc bine aminte, exact un an de zile se face de când am început să inițiez, am inițiat această lege. Și cum ați făcut? V-ați documentat? Ați consultat niște avocați? M-am documentat. Vă și spun că e foarte interesant ce m-a... Mecanismul e interesant. Ce m-a inspirat. Nu mi-a venit să cred când un coleg mi-a spus că o apropiată, chiar secretara lui, și-a pierdut casa pentru că a avut un credit de nevoi personale la bancă și a cumpărat o combină frigorifică și banca a executat casa. Am zis, doamne, nu se poate așa ceva. Cum să-ți pierzi casa pentru că ți-ai luat o combină frigorifică? N-am crezut. El a insistat, mi-a adus o perspectivă persoană, am discutat, mi-a arătat contractul. Evident că în acel contract nu se specifica că atunci când nu poți plăti rata la bancă, nu o mai poți plăti, îți execută casa. Nici prin cap nu i-a trecut persoanele respective. Da? Mai ales că într-un contract, în primul rând, la cele cu credite ipotecare, cum bine știți, omul semnează la bancă două contracte. Un contract de împrumut, unde se prevede suma împrumutată, dobânda și graficul de rambursare, iar alt contract, anexă, este contractul de ipotecă, unde banca, spuneam, trimite un evaluator, îți evaluează ipoteca și scrie acolo frumos, negru pe alb, că ipoteca acoperă valoarea împrumutului. Orice om de bună credință se gândește că în situația în care nu poate plăti, acea ipotecă este acoperitoare pentru valoarea creditului, nu? Și dacă este în situația de a nu putea plăti, spuneam, pur și simplu pierde bunul ipotecat. Păi nu este așa, doamna Palade. Știți ce se întâmplă? Că sunt foarte mulți oameni, sunt sute de mii de familii în situații disperate astăzi. Nu poți plăti, banca îți execută casa, nenorocirea este că ți-o execută pentru un sistem de ăsta de recuperator, executor, director de bancă, casa ajunge să se vândă pe prețul de 2 lei, iar ulterior banca se îndreaptă către tine pentru diferența rămasă de plată. Ori dacă, spuneam, casa e vândută la prețuri foarte mici, evident, și ce mai ai de plătit, nu, reprezintă o sumă foarte mare. Și de aici apar nenorocirile. Marele deranj a fost și va fi, clar, la firme de recuperare. Pentru că băncile, doamna Palade, știți ce fac? Vând acele datorii ale tale, cum se numesc, credite neperformante, le vând acestor firme de recuperare la 5% din valoare. 5-7%. Adică își permit să piardă 90%. De ce nu negociază, doamnă, cu clientul? Dar continuați în povestea, da? Da. Deci v-ați documentat. M-am documentat. Așa, și de cum v-ați gândit să alcătuiți acele articole? Păi cum? Să vă spun ce am făcut. În primul rând am lucrat la acest proiect de lege, m-a ajutat substanțial, practic,
profesorul Gheorghe Pipera este practic personalitatea... Pe care l-am văzut cu dumneavoastră la acele ședințe ale Comisiei Juridice. Este profesor la Universitatea Drept, profesor de drept comercial, este renumit prin procesele pe care le-a câștigat cu băncile, deci are o mare expertiză în domeniul ăsta. Și vreau pe scurt să-mi povestiți de termene. Ați alcătuit prima propunere, să zic așa. Dânsul m-a ajutat să redactez textul, după care m-am dus în Parlament la colegii parlamentari de la absolut toate partidele politice. Toți au fost de acord. Am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, o repet, acest proiect de lege este susținut de toate partidele politice. Pentru că le-am spus de la bun început, dragi colegi, nu vreau să fac neapărat un proiect liberal. Trebuie să fie, legea asta este o lege dreaptă, iar dreptatea nu are culoare politică. Și unde au fost piedicile atunci? Păi piedicile au fost exact acolo unde vă spuneam. La bănci, firme de recuperare, deranjăm ceva. Sistemul ăsta bancar a fost obișnuit să nu-l deranjeze nimeni. Și au făcut legile, le-au trimis în Parlament. Și acum au vrut ei, cu interesele care, bineînțeles, decurg din aceasta... De câte ori a trecut? De câte ori a picat? Păi asta e și știți, asta ca să depășim repede? Legea asta, da. Se spunea, n-au fost dezbateri, nu s-a discutat, nu, doamnă. Cred că a trecut de vreo 12-13 ori prin comisiile de specialitate ale Parlamentului României. A fost în noiembrie anul trecut votată și de Senatul României și de Camera Deputaților, într-o proporție covârșitoare. Și săptămâna trecută, iată că... A fost trimisă la reexaminare de către președintele României, care, pe fond, ne spunea un lucru. Dom'le, nu sunt clar definiți beneficiarii. Vreau să mă asigur, asta era, până la urmă, ideea principală a președintelui, vreau să mă asigur că de lege nu beneficiază samsarii imobiliari, acele persoane care au luat credite ca să investească în dezvoltări imobiliare. Și s-a mai întâmplat ceva? L-ați deranjat pe premier? Premierul m-a deranjat pe mine, sincer. M-a deranjat prin atitudinea pe care a avut. Nu, eu am văzut și răspunsul premierului. Da, premierul nu este de acord. A zis că este o măsură populistă din partea dumneavoastră. Dumneavoastră ați declarat că sunteți revoltat. Da, sunt revoltat pentru că premierul României ia poziția exclusivă a băncilor în această chestiune. Nu se poate tu, ca premier al României, să nu ții cont de ceea ce vor milioane de oameni și să ții cont de ceea ce vor băncile din România. Că până la urmă în România, doamna Palade, să o spunem deschis, sunt numai bănci străine. Cu o singură excepție, CECU, restul, pe piața din România, activează numai bănci străine. Bun, n-aș face din asta. Nu e neapărat un lucru rău că sunt bănci străine. Dar atitudinea acestor bănci. Cum se face că toate aceste bănci, doamnă, în România au câștigat anul trecut dublu decât câștigă în țările lor mamă. În țara cea mai săracă din Uniunea Europeană, băncile câștigă dublu. Păi nu e un dezechilibru, doamne, au strategii, nu? Știți cum, fiindcă avem foarte multe de discutat, haideți să concluzionăm și cum rămâne cu legea, pentru că după aceea vreau să vorbim și... Am clarificat așa cum ceea ce a dorit președintele, am stabilit foarte clar că de lege beneficiază persoanele fizice, consumatori, nu beneficiază profesioniștii, comercianții, adică cei care și-au luat credite pentru a face afaceri, ei sunt excluși de la aplicarea legii. Deci am terminat și cu chestiunea că banii sunt folosiți de speculatori imobiliari și așa mai departe. Am înlămurit-o foarte clar. PSD-ul vrea să introducă un plafon până la care să se aplice legea dării în plată. Am convenit verbal cu ei ca acest plafon să nu fie de 150, așa cum a trecut la Senat, pentru că la vremea respectivă nu era o sumă foarte importantă, mai ales în București, în Timișoara, în Constanța și așa mai departe. Am convenit să-l ridicăm undeva la 250.000. Insistă cei de la PSD și Partidul Național Liberal ca legea să nu se aplice contractul prima casă. Și bineînțeles... Asta nu e foarte bine, asta dar nu e neapărat poate foarte... se mai eu vreau să-i conving, așează eu vreau să-i conving mâine. Sigur, să nu se întrerupe în prima casă, să specificăm foarte clar că prevederea acestei legi nu afectează garanția statului din programul prima casă, dar eu vreau ca și cei cu prima casă să fie să li se aplice această lege. Și li se taie aripile unor oameni care... Nu. Exact. E vorba de protecție, doamnă. În momentul când omul nu mai poate plăti, da. Nu mai poate plăti, să îi se ia
doar casa, așa cum se întâmplă și în situația ghetelor normale, să nu mai fie urmărit omul pe tot restul vieții, așa cum se întâmplă în, în cazul contractului prima casă, statul plătind pentru tine ceea ce garantează, te urmărește după aia ANAF-ul ca să-și recupereze suma. Iar dobânzile și penalitățile astea, accesorile pe la ANAF sunt împovărătoare, sunt peste 18%. Spuneți-mi pe scurt ce se va întâmpla, deci ce ar trebui să facă acum Camera Decizională? Păi, Camera Decizională urmează, spuneam, mâine în Comisia Juridică se dă votul pe lege, iar săptămâna următoare intră în plenul Camerei Deputaților și sper ca după un an de zile să până la urmă să curmăm... Când o vedem tipărită. Vreau să curmăm așteptările oamenilor care sunt acum sufocate de ratele la bănci. Oamenii nu pot aștepta. Lună de lună sunt mii de familii care se împrumută să poată plăti rata la bancă. Ori coșmarul ăsta trebuie să înceteze. Dar în plată nu e un avantaj pentru cineva. E o șansă a unui om să înceapă o viață nouă. Nu mai poate plăti, oferă casa băncii. Ceea ce nu este, spuneam, un avantaj, pentru că omul pierde avansul pe care l-a plătit, pierde toată perioada asta de rată, de 7-8 ani de zile, ar pierde și casa. În schimb, poate face ceva, se duce să negocieze cu banca. Legea asta îi dă o pârghie de negociere. Poate să spună băncii, uite, nu mai pot plăti, renunț la casă. Atunci banca poate foarte frumos să stea la masă să negocieze, banca neavând ce face cu casa, și atunci în loc să o dea recuperatorului cu 5%, mai bine negociază cu clientul, îi reduce jumate, dau un exemplu, din valoare și e toată lumea mulțumită. Omul e mulțumit că i se reduce jumate din datorie, banca e mulțumită că ia de vreo 5 ori mai mult decât dacă ar vinde recuperatorilor. Spuneți-mi șansa când vedem tipărită legea. Păi luna, luna aceasta legea poate, conform procedurilor, da, poate intra în vigoare, pentru că președintele României nu mai poate trimite din nou la reexaminare. Procedura prevede foarte clar că acum președintele, în forma votată după reexaminare, este obligat să o promulge. Cred că mai avem timp pe final de emisiune. An de foc din toate punctele de vedere, da? Ne mai despart, să zic așa, 2 luni de momentul 5 iunie 2016, alegeri locale, în toamnă parlamentarele. Întâi să-mi spuneți cum e la București, s-a umplut orașul de afișe, e bătălie mare, că după aceea vreau să vă întreb care e părerea de la Făgăraș. Da, a început. Știți cum e, febra asta, cu febra asta preelectorală suntem obișnuiți, încep oamenii să-și caute loc, care pe unde apucă, unii care sigur au veleități să devină primari, își găsesc diverse pretexte că au fost asupriți în partidul respectiv, că nu se mai regăsesc. Că deci sunt frământări și la București sunt în partide. De ce ceva așa? Acum ați văzut că și la Făgăraș. Exact. Da, bun. Am văzut ce s-a întâmplat și la Făgăraș cu ce părere cu aveți? Trei colegi. Doamna Palade, ce să vă spun? Eu am văzut anunțul celor trei colegi, doamna Judele, domnul Cârjă și... Iancu Boieriu. Da, Iancu Boieriu. Eternul nemulțumit, da, și rebel. Da, așa l-ați cunoscut? De ce spuneți acest lucru? Da, era așa, un tânăr rebel, tot timpul vrea să prindă câte o funcție, da, mie, mă rog, ale tinerții valuri. Și decepția mea aici, și este o decepție, doamna Judele. Doamna Judele totuși este un director de liceu. Nu știu, nu văd, nu știu ce, cum poate să vină dânsa la comanda domnului Cârjă. Cârjă, un stil așa mai grobian, nu știu cum se împacă cu totuși doamna profesor, doamna director de liceu. Am auzit-o așa discutând de faptul că, domne, se pune pumnul în gură, n-ar fi democrație în PNL. Păi, domne, un director de liceu înțelege foarte bine ce e aia, totuși o disciplină, nu o rigoare. Eu prețuiesc foarte mult pe doamna Judele și... Sunteți liberal. Da. Sunteți liberal, sunteți deputat PNL. Trebuie să recunoașteți că totuși niște frământări la nivelul unei organizații
aduc niște deservicii și în ceea ce privește luarea unor decizii, de ce nu votarea unor proiecte importante care țin de comunitatea făgărășană, de beneficiul comunității făgărășene. Da, păi asta... V-ați exprimat nemulțumirea și ați spus că doriți să o expuneți. Da, asta m-a și deranjat, doamna Palade. Faptul că nu i-a fost un secret pentru nimeni, era doar așteptat momentul. Eu cel puțin asta am sesizat-o de vreo 6 luni de zile. Doamne, Cătălin Cârje vrea el să fie primar în locul lui Mânduc. Doamne, asta n-ar fi o problemă, doamna Palade. E, omul crede că e mai bun, nu e asta o problemă. Competiția dar, Competiția n-a fost în partid. S-a făcut un sondaj, avea vreo 2% în partid. Evident că nu putea să-l pună candidat nimeni pe Cârje cu 2%. Da, când ați aflat? Ați aflat recent. Atunci, acum 5-6 luni de zile. Putea să-l pună nimeni. Sigur, el credea că poate mai mult. Doamna Palade, dar să sacrifici cetățenii Făgărașului ca să te răzbun tu pe Mânduc, asta mi se pare de nepermis. Să convingi consilierii locali să nu voteze la sfârșitul anului acea hotărâre de consiliu care s-a adoptat în toată țara, să fie scutiți de la plata taxelor și penalităților cei care au întârziere. Păi asta era interesul oamenilor. A dat-o Guvernul României printr-o ordonanță, a permis consiliilor locale să facă lucrul ăsta. Ei bine, în Făgăraș a considerat domnul Cârje că n-are rost să-i scutim pe oameni de taxe, de penalități de întârziere. Asta mi se pare, cum la fel de nepermis mi se pare, să ai posibilitatea, tu, municipiul Făgăraș, să ai un contract semnat de 7 milioane de euro pe bugetul pe 7-8 ani al municipiului, doamnă, de asfalta străzi. Era la începutul anului trecut. Să conduci o comisie de licitație și în vreo 7-8 luni de zile să nu dai o soluție, nu știu, e incompetență, e rea credință, în ambele variante e în defavoarea făgărășenilor. S-a slăbit organizația, cum veți porni la drum, pentru că nu mai e foarte mult, până când, doamna, să zic așa, trebuie nu, să vă... Aici, haideți să vă spun și cu slăbit organizație, că nu despre asta e vorba. Vedeți, acum în preajma alegerilor toată lumea tropăie. Faptul că, din nefericire, în Făgăraș s-a întâmplat ca acea firmă nefericită, ce să spun, Recon, cum se cheamă? Și Doje, da. Recon și Doje, care este posesoarea contractului de apă canal. Da, încă o dată, reamintesc pentru toată lumea, acest contract nu este semnat cu primăria Făgăraș. Primăria Făgăraș nu se putea opune acestor lucrări, pentru că opoziția la acest contract ar fi însemnat anularea întregii investiții. Și investiția nu este a orașului, a municipiului Făgăraș, este a Ministerului Mediului prin compania Apă Sibiu. Deci acest lucru era imposibil să anuleze acest contract. Oricum, subiectul este extrem de controversat, trebuie să recunoașteți, pentru că toate părțile pe acest subiect, și aici când mă refer, toate forțele politice care sunt angrenate în ceea ce înseamnă candidatura la primăria Făgăraș, revendică, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, niște drepturi la replică vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră. La meciul de, e ușor să stai pe margine, să dai cu pietre, dar e mai greu să fii în teren și să rezolvi. Dumneavoastră spuneți într-un fel, mă rog, ca și primarul, aceeași linie. Viceprimarul spune în altfel, ceilalți candidați... Păi, nu știu ce spune, dar viceprimarul lumea... care era însărcinat să urmărească lucrările. Nu știu, cum le-a urmărit, Acum să vină să dea cu pietre în primar. Lăsăm la parte că e necolegial și e... Competitorii politici, așa cum spuneți dumneavoastră, spun că primarul trebuia să verifice. Sigur, acum viceprimarul, a venit și domnul Drăgușanu, cum zice lumea, Drăgușanu. Păi, domne, tu când ești acolo la Drăguș, îți dă udrea un sac de bani ca să faci 3 străzi. Sigur că acum vii aici la Făgăraș, deci nu, n-aș vrea să discutăm de cei care stau pe margini și dau cu pietre. Da? Până la urmă, această lucrare era o lucrare care trebuia făcută și eu îl felicit pe Sorin Mânduc și îl îndemn să spună în continuare oamenilor același lucru. Conductele alea de peste 50 de ani de azbociment, boală curată, apa, canalizarea din oraș care n-a mai fost schimbată tot așa de 50 de ani, lucrurile astea trebuiau făcute, doamnă. Faptul că am avut ghinion să fie aleasă de către Sibiu această firmă care e incapabilă să ducă la bun sfârșit sau trebuia să ducă la bun sfârșit, înțeleg, anul trecut trebuia să termine de mult lucrările. Faptul că a întârziat, acum să dăm cu pietre Mânduc,
Da, normal. Asta e, așa e în campanie este, electorală. Și e normal, cum să zic, fiecare să susțină punctul de vedere, lucru pe care îl spun că am permis fiecarei formațiuni politice care a venit aici să-și expună sigur, punctul de vedere. Sigur, când nu faci nimic e ușor să critici pe celălalt. Un lucru e cert, ar mai fi multe de discutat, scurt de tot în 30 de secunde, CNADR, DN1. Da, CNADR. Nu, uitați, acum chiar vreau să vă spun, înainte de CNADR și DN1, care văd că acum se lucrează pe DN1, până la urmă primăria Făgăraș a luat decizia să e lumea să disperată acest... de pe strada care iese din Făgăraș spre Sibiu, care înseamnă DN1, gropi, nenorocire. Văd că aștept din cauza faptului că și la nivelul companiei naționale, odată cu plecarea guvernului Ponta, a venit guvernul de tehnocrați, cu care eu personal sunt chiar într-o contradicție, spuneați, chiar l-am atacat pe domnul Cioloș pentru atitudinea pe care a avut-o. Vă întreb că știu că mereu v-ați dus la Ministerul Transporturilor. S-a schimbat șeful CNADR-ului, acest nou director cu care am intrat din nou în discuții, mi-a promis că sigur va realoca bani pentru DN1, dar e foarte important ce se întâmplă cu centura ocolitoare, doamnă. Acum am constatat și eu că nimeni niciodată n-a luat în serios această chestiune. Acolo undeva avizul a rămas la Hidroelectrica, știți, este o porțiune de drum care aparține companiei Hidroelectrica pentru că este exact pe coada barajului. Lumea zice că e subiect de campanie electorală. Subiectul ăsta, eu l-am abordat de acum vreo, de fapt de la început, dacă vă aduceți aminte. Eu am spus de când am venit aici că vreau să fac această ocolitoare. Sigur, s-au schimbat guverne, se schimbă oameni. Sunt exact la capătul drumului, doamnă. Luăm acum avizul de la Hidroelectrica. Am constatat că Hidroelectrica e proprietară pe o bucată de drum și nu se poate așa intra pe acolo. Trebuie făcut, e un proiect de consolidare a digului, după cum știți, centra ocolitoare trece pe lângă digul. Exact, foarte bine. Și eu vă întreb, că dumneavoastră sunteți deputatul nostru de Făgăraș și o să vă întreb în continuare și de DN1, că primăria a pierdut procesul, nu știu ce, mă rog, o să se mai întâmple, și o să vă întreb în continuare și de ocolitoare. Și, eu nu pot să vă spun decât adevărul. Eu nu sunt nici directorul companiei naționale, nici ministrul transporturilor. Eu sunt un parlamentar cu pârghile pe care le-am la îndemână. În afară de a mă duce, a le explica, a-i presa, a-i pune în legătură pe cei de la Hidroelectrica cu cei de la CNADR, lucruri pe care l-am și făcut și am luat avizul de la proiectant, s-a decis să se facă o lucrare de consolidare a malului, undeva malul din dreapta al râului Olt. Ar fi un beneficiu fantastic, doar că noi știți cum, ne-am obișnuit așa, cu subiectul. Doamna Palade, lucrurile în România merg cum merg. Da. Eu fac tot ce e posibil. Da, și noi o să vă întrebăm și vă promit că miercuri vă sun să vă întreb dacă legea a dării în plată a trecut de comisia juridică. De câte ori veniți în Făgăraș o să vă întreb și care... Nu, să mă sunați mâine după masă, că mâine trece de comisia juridică. Mâine după masă. În proporție de 99%, așa cum va trece de comisia juridică, așa va trece și de plenul Camerei Deputaților. Și să sperăm că, nu știu, se mai limpezesc apele și la Făgăraș și să mai fie și în beneficiul făgărășenilor. Știți, frământarea asta politică, și are, cred că oamenii sunt obișnuiți cu chestiunea asta. Iar la fel de important, și m-am obișnuit cu lucrul ăsta, oamenii, am simțit-o pe pielea mea, știu să discearnă între cei care doar vorbesc și cei care fac. Oamenii au nevoie de personalități politice, de oameni politici angajați, oameni care fac, nu care se vorbesc. Și mai avem multe de discutat, vă așteptăm în continuare studio. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, doamnelor și domnilor. Și eu vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune.